V-aș invita să deschidem Sfintele Scripturi în 1-a epistola lui Pavel către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, și aș dori să citim întreg capitolul și să ne uităm la cuvântul acesta pe care Dumnezeu are să ne-l spună în seara aceasta. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisește ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Această epistolă pe care Pavel o scrie către biserica din Tesalonic, o biserică care a fost plantată, așa cum bine știm, de către apostolul Pavel, și vedem lucrul acesta în Fapte, capitolul 17. Pavel merge și timp de 3 săptămâni de zile, în ziua sabatului, intră în sinagoga de acolo și propovăduiește, lămurește pe față că Iisus Hristos este Mesia. După 3 săptămâni de zile, unii cred, alții nu, Pavel este prigonit așa încât este forțat să plece de acolo și merge mai departe în Berea. Și lasă această biserică proaspăt plantată, se îndreaptă înspre altă lucrare și din mijlocul acelei lucrări, din Corint, trimite această scrisoare ca să îi încurajeze pe cei din Tesalonic, să încurajeze biserica aceasta pe care, sau care a fost lipsită așa de devreme de păstorul ei. În primul capitol, apostolul Pavel scrie despre viața creștină, așa cum înțeleg eu această epistolă. În primul capitol, Pavel descrie viața creștină și ce înseamnă viața creștină. În capitolul 2, Pavel vorbește despre valoarea misiunii creștine și se dă pe sine însuși ca și model în ce privește misiunea pe care el a făcut-o și le aduce aminte celor din Tesalonic și le spune: știți cum ne-am purtat în mijlocul vostru, am fost blâns ca o doică, ca un tată, vă adeveream, vă sfătuiam, vă mângâiam să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. În capitolul 3 și în capitolul 4, Pavel vorbește despre voia lui Dumnezeu și în mod special în capitolul 4 prezintă care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. În capitolul 5 vorbește despre venirea Domnului și arată modul în care va fi și se vor petrece evenimentele la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, în seara aceasta, o să încercăm să ne uităm la ce înseamnă viața creștină. Trăim într-o societate, trăim într-o vreme, trăim în țara noastră în care toată lumea spune că este creștin. Și poate și noi, de 2, 5, 10, 30 de ani, de când Dumnezeu a lucrat în viața noastră, ne-am prea obișnuit cu lucrul acesta. Ne-am prea obișnuit cu ceea ce înseamnă creștinismul, cu ceea ce înseamnă viața creștină. Poate unii chiar am uitat ce înseamnă
viața creștină. James Montgomery Boyce spunea în felul următor: există un neajuns mare, ba chiar un neajuns fatal în Biserica lui Iisus Hristos în zilele noastre, și anume lipsa unei ucenicii adevărate. Creștinii adevărați știu că ucenicia înseamnă să renunți la tot pentru a-L urma pe Iisus Hristos. Dar pentru mulți creștini din zilele noastre există foarte puțină umblare pe urmele lui Iisus Hristos. Și asta înseamnă, și spunea el, trebuie să spunem foarte clar, răspicat, că există foarte puțin creștinism adevărat. Și asta e un lucru tragic. Pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă în bisericile evanghelice și am putea spune faptul că există foarte puțin creștinism adevărat. Prea puțini își trăiesc cu adevărat viața creștină. În seara aceasta aș dori să ne uităm la trei aspecte ale vieții creștine. În primul rând o să ne uităm la elementele vieții creștine sau ce înseamnă viața creștină. În al doilea rând o să ne uităm la etapele vieții creștine, cum am ajuns să devenim creștini. Și în al treilea rând o să ne uităm la evidența vieții creștine sau, cu alte cuvinte, de unde știm că suntem creștini, că avem o viață creștină. Așadar, în primul rând, elementele vieții creștine, versetul 2 și versetul 3, spune în felul următor Pavel: mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Și Pavel în versetele acestea, în timp ce mulțumește pentru cei din Tesalonic, pentru acești credincioși, pentru oamenii aceștia care au auzit propovăduirea lui și s-au întors, așa cum spune mai târziu, de la idol la Dumnezeul cel viu și adevărat, subliniază elementele vieții creștine. Sunt trei elemente, așa cum observăm în versetul 3. Lucrarea credinței voastre, osteniala dragostei voastre și tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Am mai întâlnit și întâlnim și în alte pasaje aceste trei elemente împreună. Spre exemplu, în 1 Corinteni 13:13, Pavel spune la încheierea acestui capitol: acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Așa că lucrul acesta nu este separat de celelalte pasaje din Sfânta Scriptură, ci ne învață clar că viața creștină este viața care are în componență toate aceste trei elemente: credința, nădejdea și dragostea. Prima dintre ele, Pavel vorbește despre credință și el subliniază: mulțumim și ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre. Probabil că Pavel se referă aici și la credința mântuitoare, credința care i-a mântuit pe cei din Corint, dar cel mai probabil că se referă și la credința practică, la lucrarea sau la faptele care izvorăsc din credința omului. Pentru că el sublinează lucrarea credinței voastre. Când vorbește sau dacă se referă la credința mântuitoare, este acea credință care produce schimbarea naturii omului. 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cu alte cuvinte, un credincios adevărat, cel care are viața creștină, are o viață creștină, va avea o natură schimbată și va produce faptele neprihănite. Și Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru cei din Tesalonic, pentru credința lor mântuitoare. Ne aducem aminte ceea ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 la 10. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în
ele. Și observăm în pasajul acesta atât credința mântuitoare care ne-a oferit mântuirea în dar, dar observăm și credința practică, acele fapte pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte să umblăm în ele. O credință mântuitoare va conduce în mod inevitabil la ascultare, la devotament, la sfințenie, la evlavie, la credincioșie, la ură față de păcat, la dragoste față de aproapele. Iacov, în capitolul 2, vorbește mai mult despre această credință practică, în acel pasaj în care spune și dracii cred și se înfioară, și apoi descrie faptul că trebuie să avem, pe lângă credința verbală, trebuie să avem și credința aceea practică. Dacă vine cineva la tine, dă-i, împarte cu el. Dragii mei, viața creștină este viața care începe cu această credință. Credința mântuitoare și are acest element al credinței mântuitoare și care lucrează faptele neprihănite în viața noastră. Al doilea element pe care Pavel îl subliniază în pasajul nostru este dragostea. Și Pavel vorbește despre osteniala dragostei voastre. Observați că apostolul Pavel vorbește despre un anumit tip de dragoste. O dragoste care se ostenește. O dragoste care lucrează până la epuizare. O dragoste care poartă poveri. O dragoste care este aprinsă, pasionată. O dragoste care acționează, nu care doar simte. Am fost într-o tabără cu ani de zile. Nu am mers neapărat pentru tabăra aceea, am mers să-mi întâlnesc un prieten care venise din străinătate. Și în tabăra aceea am stat și seara la părtășie și predicatorul de acolo a spus înaintea tinerilor care erau adunați în tabără ce poate fi mai potrivit ca și subiect în seara aceasta, într-o tabără de tineri, decât un subiect actual, și anume dragostea. Și spunea el și în introducerea mesajului meu despre dragoste, ce cântare poate fi mai potrivită decât cântarea inspirată din, și spunea el, 1 Corinteni 13, și apoi spunea în felul următor, cântarea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Știți, cântarea cântată de trupa Holograf, și ce-a fost și mai tragic e că fiica păstorului a ieșit în față pe scenă, în tabără, și a început să cânte această cântare cu o pasiune cum rar vezi. Și în momentul acela m-am gândit, oare chiar despre asta e vorba? Oare chiar asta înseamnă dragoste? Oare chiar e inspirată cântarea din 1 Corinteni 13? Și în momentele acelea m-am ridicat și am ieșit afară. Lumea și, tragic, unii care ar trebui să dea învățătură biblică despre dragoste, distorsionează lucrurile și învață o dragoste nebiblică. Dragostea biblică este dragostea care se sacrifică, care se jertfește. Și Pavel vorbește despre osteniala dragostei. Această dragoste nu este dragostea care așteaptă ca celălalt să facă primul pas. Este dragostea care face ea pași, primul pas. Și de fapt asta a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru biserica Lui. Dumnezeu nu a așteptat ca biserica să facă primul pas înspre Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care a făcut primul pas și și-a arătat dragostea față de biserica Lui. Pe când biserica nu era frumoasă, nu era vrednică de iubit sau iubibilă, nu? În momentele acelea Dumnezeu a făcut primul pas.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aceasta este dragostea despre care vorbește Apostolul Pavel. Aceasta este dragostea care trebuie să inunde viața noastră de credință, viața noastră de creștini. Este o dragoste care trebuie să fie interesată de nevoile celorlalți. Este o dragoste care trebuie să fie intențională, adică să fie cu intenție și să arate intenția de a ajuta, de a pune umărul. Și este dragostea care crește în intensitate. Pentru unii, când se întorc la Domnul, spunem că e dragostea dintâi. Sunt flăcărați și ne uităm la ei după ani de zile, 2, 5, 10 ani de zile și vedem că sunt tot mai în spate, moleșiți, cu greu mai vezi ceva, că mișcă, fac ceva pentru Domnul și spun ei, nu mai am dragostea dintâi. Ceea ce spun ei este că dragostea lor și-a pierdut din intensitate. Nu a crescut. O dragoste biblică, o dragoste adevărată, este dragostea care crește în intensitate. Dacă ar fi și lucrul acesta adevărat pentru noi, când vine vorba de relația cu soția noastră, ar trebui ca după 2, 5, 10 ani de zile, noi să fim distanți. Dacă nu creștem în intensitate. Relațiile din familie, dragostea din familie trebuie să crească în intensitate. Un creștin îl iubește în primul rând pe Hristos. Și când îl iubești pe Hristos, asculți de ceea ce spune Hristos. Și apoi îi iubești pe frații tăi. Și Nicolae Moldovianu are acea cântare, vreau să iubesc pe frații. Vreau să iubesc pe frații. Dragii mei, viața creștină are ca și element atât credința, dar și dragostea. Și apoi Apostolul Pavel vorbește și despre tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Al treilea element al vieții creștine este nădejdea. Nu poți avea o viață creștină dacă nu ai nădejde. Și Pavel spune tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Cel răscumpărat privește întotdeauna înspre revenirea Domnului Iisus Hristos și pentru primirea moștenirii eterne. Și în versetul 10 Pavel spune și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Asta înseamnă nădejde, să privești înspre Domnul Iisus Hristos și să-L aștepți să vină. Tit 2, versetul 11 la 13 ne spune, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde. Și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cel care a primit Harul lui Dumnezeu, cel în viața căruia s-a manifestat Harul Mântuitor al lui Dumnezeu, va avea întotdeauna nădejde și va privi înspre Domnul Iisus Hristos. Știu că tocmai ce a terminat 1 Petru, dar la începutul cărții 1 Petru, Petru spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. La o nădejde vie. Un credincios adevărat întotdeauna va avea nădejde în viața lui. Nu înseamnă că nu va avea probleme, nu înseamnă că nu va avea pericole de înfruntat, nu înseamnă că nu va avea parte de prigoniri. Și ne uităm la Pavel, care tocmai a trecut prin toate lucrurile acestea, pentru că dacă ne uităm în Fapte, capitolul 17, la modul cum Pavel pleacă din Tesalonic, el pleacă fiind persecutat, izgonit
de acolo. Și în ciuda acestor lucruri, el spune aceasta. Tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Nu este orice fel de nădejde, nădejdea pe care o are creștinul. Este tăria nădejdii sau răbdarea nădejdii. Este nădejdea care produce răbdare, care produce perseverență în viața noastră. Și Pavel atrage atenția că viața creștină este viața care perseverează în nădejde. Nu care cade în deznădejde, în disperare sau în depresie. Dacă doriți, Pavel subliniază faptul că odată ce un om a devenit creștin, născut din nou, regenerat, el va persevera până la capăt pentru că se va uita la nădejdea aceea care o are. Că îl va vedea pe Iisus Hristos. Observați faptul că în versetul 3 această tărie a nădejdii este condiționată de ceva. Tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Creștinul va persevera datorită faptului că nădejdea lui este ancorată în Iisus Hristos. Nu-ți pui nădejdea în tine, cât ești tu de puternic, de tare, cât de mult reziști tu în fața păcatului, ci îți pui nădejdea în persoana lui Hristos. Pentru că El este puternic. El a fost biruitor. El a murit la cruce pentru noi. El a înviat, dovedind că este Dumnezeu adevărat. Îți pui nădejdea nu doar în persoana lui Iisus Hristos, ci îți pui nădejdea în promisiunile lui Iisus Hristos. Ioan 10, versetul 28, un verset pe care îl știm, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. E promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a făcut-o. Romani 8 cu 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. John Charles Ryle spunea în cartea Nu vor pieri niciodată în felul următor. Perseverența este privilegiul particular al creștinilor real, adevărat, spiritual. Ea aparține, perseverența aparține turmei lui Hristos, oilor lui, celor care aud vocea lui și care merg după el. Se aplică acelora care sunt spălați, care sunt justificați și sfințiți în numele Domnului Iisus Hristos. Nu este o perseverență în căile păgâne și lumești, carnale, ci o perseverență pe calea credinței și a harului. Viața creștină trebuie să aibă aceste trei elemente, credința, dragostea și nădejdea. Dacă am merge pe stradă, să întrebăm pe unii dacă sunt creștini, vor răspunde că da. Dacă le spunem, crezi în Dumnezeu, vor spune da, credem. Dar dacă ne uităm la celelalte două aspecte, la dragostea lor față de Hristos, vedem că nu-i deloc așa. Dacă ne uităm la nădejdea lor, vedem că nu au nădejde. Nădejdea unui om care nu s-a întâlnit cu Iisus Hristos nu există. Se oprește la mormânt. Acela nu este creștin. Dacă vrem să avem o viață creștină care să-L glorifice pe Dumnezeu, atunci trebuie să avem acest trio, aceste trei elemente, credința, nădejdea și dragostea. Ca și aplicație pentru noi, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Pavel scrie celor din Corint în felul următor. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, încercați-vă. În seara aceasta ne uităm la viața noastră, la viața noastră personală. Și ne uităm să vedem cum stăm la capitolul credință.
Ne uităm să vedem cum stăm la capitolul dragoste. Cât mult se ostenește dragostea, cât de mult lucrează, cât de intensă este dragostea noastră pentru Hristos, pentru Dumnezeu, pentru turma Lui. Ne uităm să vedem cum stăm la capitolul nădejde. În ce ne punem nădejdea? După ce prezint aceste trei elemente ale vieții creștine, Apostolul Pavel, la versetul 4, la versetul 6, vorbește despre etapele vieții creștine. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Și dacă ar fi să prezentăm etapele vieții creștine, modul în care noi am ajuns să devenim creștini urmași al lui Hristos, trebuie să avem în vedere două aspecte. Unul dintre ele este alegerea divină, care este prezentată clar în versetul 4. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Nu este niciun motiv pentru care Dumnezeu i-a ales pe cei din Tesalonic. La fel cum nu este niciun motiv pentru care Dumnezeu ne-a ales pe noi. Așa a vrut El, pur și simplu. După buna plăcere a voii sale. Alegerea lui Dumnezeu este arătată, reflectată, dacă doriți, în dragostea lui Dumnezeu. Știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Cu alte cuvinte, fiindcă Dumnezeu v-a iubit, Dumnezeu v-a ales. Ați fost iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu v-a ales. Și fiindcă Dumnezeu ne-a ales, și noi îl alegem pe El. Ar fi deprisos să petrec mult timp în ce privește doctrina alegerii necondiționate a lui, pe care o face Dumnezeu și pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură. Știu că tocmai ce treceți cu fratele Andrei prin studiul acesta, prezentând cele 5 puncte ale calvinismului, cele doctrinele de bază ale Harului. Doar subliniez și mai dau ca și verset ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Dumnezeu i-a ales pe cei din Corint. Și dacă ne uităm la viața noastră creștină, trebuie să avem în vedere această alegere divină pe care o face Dumnezeu. S-ar putea ca unii să spună și vin cu această obiecție, dar dacă nu sunt ales? Nu mă pocăiesc pentru că oricum nu sunt ales. Nu vin la biserică pentru că oricum nu sunt ales. Aceasta nu este decât o scuză a celor oameni pentru a nu se pocăi, pentru a nu se întoarce la Dumnezeu. Evidența alegerii cuiva este pocăința, faptul că acel om se lasă transformat de Dumnezeu și are în viața lui acele trei elemente despre care am vorbit mai devreme. Faptul că am fost aleși de Dumnezeu, iubiți de Dumnezeu, ar trebui să producă în viața noastră smerenie. Fiindcă Dumnezeu este atât de bun și și-a arătat mărețul lui har față de noi, deși noi nu meritam. Aceasta este prima etapă, dacă doriți, în ce privește viața creștină, alegerea pe care Dumnezeu o face, alegerea divină. Cea de-a doua etapă pe care o prezintă Apostolul Pavel de la versetul 5 la versetul 6 este adevărul divin care e propovăduit și apoi primit. Uitați ce zice el. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită și apoi în versetul 6 ce zice? Ați călcat pe urmele mele și ați primit cuvântul Domnului, întrucât ați primit cuvântul. După ce a vorbit foarte pe scurt de alegerea divină, Apostolul Pavel prezintă faptul că cei care sunt aleși și preiubiți de Dumnezeu vor avea parte de propovăduirea adevărului divin, de revelația lui Dumnezeu și apoi vor primi, vor accepta acest adevăr în viața lor. Observați cum este propovăduită, modul în care a fost propovăduită Evanghelia.
nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu îndrăzneală. Și accentul în versetul acesta cade pe Duhul Sfânt. Evanghelia, adevărul divin al lui Dumnezeu, a fost și este propovăduit în puterea Duhului Sfânt. Pavel nu merge la cei din Tesalonic cu mulțimea vorbelor și descrie în altă parte, în 1 Corinteni, lucrul acesta despre modul în care el merge și prezintă Evanghelia prin toate locurile. Și el spune celor din Corint în felul următor: când am venit la voi, n-am vrut să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Pavel a vrut să zică: n-am vrut să mă dau mare cu câte știu eu. N-am vrut să mă dau mare cu retorica mea. Pentru că Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia adevărată, adevărul lui Dumnezeu, nu stă în vorbirea mea, ci stă în puterea Duhului Sfânt. Și în momentul când Evanghelia este propovăduită în puterea Duhului Sfânt, atunci va fi primită. Astăzi se propovăduiesc multe evanghelii. Și ne uităm la anumite lucrări, într-o parte sau în alta, și vedem că oamenii se întorc de acolo, știu eu, cu tot felul de experiențe și spun ei, cercetați de Duhul Sfânt, dar dacă ne uităm la Evanghelia care a fost propovăduită acolo și la ce aberații scot unii, numai Evanghelia lui Dumnezeu n-a fost propovăduită. Numai adevărul divin, numai revelația lui Dumnezeu n-a fost propovăduită acolo. Orice altceva, dar nu cuvântul. Pavel zice în Galateni, capitolul 1, de la versetul 6 la 10, dacă ar veni altcineva, noi înșine sau chiar un înger din cer să vă prezinte o altfel de evanghelie, să fie anatema, blestemat. Viața creștină nu poate să fie întemeiată aparte de cuvântul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Roman 10, la 14, la 15, cum vor crede dacă n-au auzit, și așa mai departe. Deci, cea de-a doua etapă este adevărul divin propovăduit și apoi primit. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele, pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Cei care au avut parte de alegerea lui Dumnezeu vor primi cuvântul în viața lor. Și Domnul Iisus spunea: nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să aduceți roadă. Cu alte cuvinte, cuvântul rodește în inima lor și la rândul lor ei rodesc mai departe și aduc pe alții la Hristos. Sunt două exemple pe care Pavel ni le atrage în versetul 6 despre modul în care se primește cuvântul. Pe de o parte este exemplul personal al lui și lucrul acesta face referire la experiența pe care Pavel o are pe drumul Damascului când primește cuvântul din partea Domnului Iisus Hristos care îi se descoperă acolo, și pe de altă parte este exemplul Domnului Iisus Hristos. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului întrucât ați primit cuvântul. Și el clarifică ce înseamnă să calci pe urmele lui în contextul acesta, și anume să primești cuvântul. În capitolul 2, versetul 13, el spune: mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi, care credeți.
Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune, când am venit și v-am propovăduit cuvântul, nu v-ați uitat la mine, nu v-ați uitat la persoana mea, v-ați uitat la Dumnezeu și ați primit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă astăzi ar veni cineva și, sau eu, dacă astăzi v-aș spune că o să fie în următoarea săptămână un cutremur în Zalău, probabil că nu m-ați crede foarte mult, dar dacă ar veni un expert și v-ar spune același lucru, că peste o săptămână va fi un cutremur în Zalău, l-ați crede, pentru că e expert. În același fel, ați primit cuvântul lui. În același fel, Pavel spune, ați primit cuvântul acesta datorită celui care a vorbit al lui Dumnezeu. Care sunt etapele vieții creștine? Alegerea divină și apoi adevărul divin propovăduit și primit în viață. Cu alte cuvinte, cel care a fost ales de Dumnezeu în veșnicia trecută va auzi adevărul divin revelat, propovăduit și îl va primi în inima și în viața lui. Și dau slavă Domnului pentru mine și pentru noi care am auzit cuvântul propovăduit sau poate l-am citit noi în timpul de părtășie sau am pus mâna la un moment dat în scriptură, pe scriptură și am citit cuvântul și în momentul acela l-am primit în viața noastră, l-am crezut din toată inima noastră și ne-am întors la Dumnezeu. În ultimul rând, Apostolul Pavel vorbește despre evidența vieții creștine, de la versetul 7 la versetul 10. Și el subliniază și ne arată faptul că o viață creștină este precum spune dacă este o viață schimbată. Cu alte cuvinte, nu te poți numi creștin, nu poți să ai o viață creștină dacă nu este schimbare în viața ta. Și tocmai aceasta este evidența alegerii suverane a lui Dumnezeu și evidența vieții noastre creștine, viața schimbată. Observați ce zice el în versetul 7, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. Cei din Tesalonic ajung modele, exemple pentru toți credincioșii din Macedonia, din partea Macedoniei. Regiunea aceasta a Macedoniei cuprindea regiunea în care se aflau cele trei cetăți, Tesalonic, Filip și Berea, o regiune mare. Ahaia este regiunea în care astăzi este Atena și Corint. Și ce spune Pavel acestor din Tesalonic este că ei au ajuns un model pentru toată Grecia, așa cum o știm noi astăzi. Pentru toți credincioșii din Grecia. Observați că nu zice numai pentru unii, zice pentru toți. Și nu zice printre necredincioși, n-ați ajuns o pildă printre necredincioși, ci ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Chiar dacă au fost ultimii care s-au întors la Hristos, chiar dacă doar după câteva săptămâni Pavel pleacă din mijlocul lor, ei au devenit cei dintâi. I-au întrecut pe alții în maturitate. I-au întrecut pe alții în ceea ce înseamnă viața de credință, în ceea ce înseamnă creșterea spirituală și au devenit pilde. Au devenit cei dintâi. Și de acum toți ceilalți credincioși din toată regiunea Greciei se uitau la ei, la modul lor de trai, la modul în care cuvântul a rodit în viața lor și s-a răspândit de la ei. În ce au ajuns să fie pilde sau exemple? Versetul 8 ne spune că au ajuns să fie pilde în ce privește propovăduirea sau răspândirea cuvântului. În adevăr, nu numai că de la voi, cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia. Cineva care aude cuvântul și îl primește cu bucurie, va fi gata să-l răspândească mai departe. Și zice aici, cuvântul a răsunat și
expresia aceasta a răsunat, ne atrage atenția la acea trâmbiță pe care o foloseau în vechime oamenii ca să atragă atenția poporului. Când suna persoana cu trâmbița, toată mulțimea auzea. În același fel, toți credincioșii din Tesalonic au răsunat cuvântul cu putere, cu impact în toată Macedonia și Ahaia. În ce au mai ajuns pilde, nu doar în propovăduirea cuvântului, ci și în practicarea credinței. Tot în versetul 8, partea a doua, vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim despre ea. Impactul credinței lor a fost atât de mare, încât Pavel a spus că nu mai este nimic de adăugat. Nu mai este nevoie să mai vorbim despre credința voastră. Ei, cei din Tesalonic, au devenit oameni cu influență în ce privește statutul lor spiritual, în ce privește cuvântul lui Dumnezeu și credința lor. De ce au ajuns ei să fie pilde și să aibă o influență așa de mare în toată regiunea Greciei? Datorită pocăinței lor. Faptul că ei au ajuns pilde, modele, exemple, sare, lumină pentru toți ceilalți se datorează pocăinței lor, datorită transformării care a fost în viața lor, o transformare totală, radicală. Versetul 9 și versetul 10. Ei înșiși, adică ceilalți credincioși, ne spun, ne mărturisesc, ne istorisesc, ne povestesc cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Cum se manifestă adevărata pocăință? O întoarcere. O întoarcere de la idoli la Dumnezeu. Un nou stăpân, o nouă viață, un nou sens, un nou scop pentru care să trăiești. O slujire. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Nu mai slujești idolilor, nu mai slujești păcatelor, nu mai slujești poftelor tale, ci slujești lui Dumnezeu. Și o așteptare. O pocăință adevărată are aceste trei manifestări, dacă vreți. O întoarcere radicală, o nouă slujire și o așteptare. Așteptarea lui Iisus Hristos. Și interesant că Pavel nu spune așteptați să fiți izbăviți de mânia viitoare. El spune să așteptați din ceruri pe Fiul Său care ne izbăvește de mânia viitoare. Cu alte cuvinte, Pavel subliniază că creștinul adevărat așteaptă în primul rând nu să fie izbăvit de mânia viitoare, dar va fi izbăvit de mânia viitoare. El în primul rând îl așteaptă pe Hristos. Creștinul adevărat nu așteaptă în primul rând cerul. Noi îl așteptăm pe Hristos. Nu așteptăm să scăpăm de suferință, de plânsete, de durere, de boală, ci așteptăm să-L vedem pe Cel care a suferit pentru noi, totodată, odată pentru totdeauna. Adevărata pocăință are această întoarcere, o convertire de la idoli la Dumnezeu. O slujire și o așteptare glorioasă. Cei care s-au convertit se sfințesc și așteaptă glorificarea trupurilor lor. Dragii mei, în seara aceasta nu ne rămâne decât să ne uităm în viața noastră, să mulțumim lui Dumnezeu pentru Evanghelia Lui care a ajuns până la noi, pentru adevărul care este revelat și care ne este scump, adevăr pe care ar trebui să-L primim ori de câte ori îl citim, ori de câte ori îl auzim propovăduit în locul acesta. Și ar trebui să ne facem o cercetarea vieții noastre, să vedem
dacă într-adevăr se vede această evidență că suntem și avem o viață creștină, că viața noastră este o viață schimbată. Spunea cineva în felul următor. Ori schimbi numele, ori schimbi viața. Adică, dacă ești creștin adevărat, pocăit adevărat, trebuie să ai o viață schimbată. Nu te poți numi un pocăit adevărat și viața ta să fie ca înainte. Ori schimbi numele, ori schimbi viața. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ajungem o pildă. Să ajungem o pildă nu doar pentru cei din Zalău, nu doar pentru cei din Transilvania, ci să ajungem o pildă pentru cei din România întreagă. Pentru asta trebuie să avem o viață schimbată, radical. Radical.